Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Discuția despre vaccin, despre vaccinul anticovid va continua astăzi la România în direct. Cătălin Stribila l-a invitat pe doctorul Vasi Rădulescu și cred că va fi o discuție interesantă. Oricum, până una alta, din ce în ce mai multe țări confirmă prezența tulpinii Omicron pe teritoriul lor. Practic, acum e pe toate continentele. La noi, în România, se așteaptă secvențierea genetică a probelor recoltate de la 3 dintre pasagerii cursei Taron venite din Africa de Sud. Cei 3 sunt pozitivi SARS-CoV-2, acum o să se vadă cu ce tulpină, că vor fi sau nu probe confirmate Omicron, aproape că nu mai are importanță. E practic sigur că mai devreme sau mai târziu această nouă tulpină își va face apariția și în România. La telefon este ministrul Sănătății, doctorul Alexandru Rafila. Bună dimineața, domnule ministru! Bună dimineața! Bun, sigur, e de vreme, încă nu știm prea multe despre Omicron. Oamenii de știință analizează cu toată atenția, vom avea din ce în ce mai multe informații în perioada următoare. Deocamdată toată lumea pare să fie de acord că e foarte contagioasă. Cum consideră Ministerul Sănătății că ar trebui să ne pregătim pentru Omicron în România? Faptul că este foarte contagioasă ne pune pe gânduri, pentru că dacă are, să spunem, aceeași tip de manifestări clinice și aceeași proporție de cazuri grave ca și tulpina precedentă, tulpina Delta, asta înseamnă că în același interval de timp este posibil să avem mult mai multe cazuri. Asta este, de fapt, preocuparea. Și, evident, singurul lucru pe care putem să-l facem în acest moment este să dezvoltăm serviciile medicale ambulatorii care să poată să asigure testarea, pe de-o parte, și, pe de altă parte, evaluarea și tratamentul pacienților, încât să nu mai ajungem în situația limită pe care am exersat-o din nefericire tragic, când oamenii se prezentau târziu la spitale și în forme avansate ale bolii care nu mai beneficiau practic de resurse terapeutice. Sigur, în afară de acest lucru, în mod evident, trebuie să continuăm campania de vaccinare și acum ea trebuie țintită mai ales la categoriile vulnerabile, pentru că România are o problemă cu acoperirea vaccinală a categoriilor vulnerabile. Suntem undeva la 30% vaccinare a persoanelor peste 70 de ani, deci mai mic, evident, decât media națională. Și dacă, probabil, în acest val 4 am avut foarte multe cazuri la persoanele tinere, mobile, riscăm la sfârșit de an să avem sau începând cu sfârșitul acestui an, să avem o creștere rapidă la persoanele vulnerabile și lucrul ăsta este, într-adevăr, cel mai preocupat. Bun, domnule ministru, spuneți că trebuie continuată campania de vaccinare, dar până acum campania de vaccinare din România a fost departe de a fi vreun succes, adică alaltăieri cred că erau vreo 5.000 de persoane vaccinate cu prima doză. Ce schimbări credeți că ar trebui făcute ca să funcționeze cu adevărat? Nu cred că putem să obținem schimbări spectaculoase peste noapte. Eu știu la ce vă gândiți dumneavoastră, o să vă răspund și la întrebarea pe care încă nu mi-ați spus-o, referitoare la certificatul verde. Cred că trebuie oamenii să-i convingem și să-i informăm în primul rând și lucrul ăsta se va întâmpla foarte rapid. Noi am avut o campanie de promovare a vaccinării, mai puțin de informare referitoare la vaccinare. Iar răspunsul la întrebarea pe care încă nu mi-a spus-o referitor la certificatul verde este următorul. Vom stabili criterii clare de introducere a acestui certificat, care nu se va mai numi certificat verde, pentru că Comisia Europeană nu vrea să extrapoleze practic certificatul utilizat pentru călătoria în interiorul Uniunii cu reglementările pe care le are fiecare țară în parte. Și atunci, ceea ce pot să vă spun este că vom stabili împreună cu Institutul de Sănătate Publică o procedură prin care o creștere săptămânală consecutivă, de 3 săptămâni, de exemplu, va duce la introducerea utilizării acestui certificat și tot așa vom avea o soluție pentru momentul în care, din punct de vedere epidemiologic, boala nu mai pune probleme și el se poate renunța la utilizarea lui. Noi trebuie să fim conștienți că, dincolo de discuțiile astea în spațiul public, care de multe ori sunt demagogice, trebuie să înțelegem și modul în care
populația acceptă o măsură de sănătate publică în România, în condițiile în care majoritatea nu s-au vaccinat, spre deosebire de țările din vestul Europei, în care majoritatea s-au vaccinat. E o anumită diferență și cred că ea trebuie adresată corespunzător. Bun, ați spus recent că decizia în privința folosirii certificatului verde la noi va fi nu doar medicală, ci și politică. Cumva se înțelege de aici că există așa niște diferențe semnificative între cele două abordări. Care ar fi aceste diferențe? Nu, eu v-am spus că ea necesită o aprobare politică, nu abordare, nu, deci o aprobare politică, ea trebuie să fie adoptată în Parlamentul României. Nu, citez din dumneavoastră, a fost o întrebare pe care i-ați primit-o ieri și răspunsul a fost, o să discutăm despre certificatul verde și felul în care va fi impus. Asta o să fie o decizie nu numai medicală, ci și politică. Da, pe asta v-am spus, va fi o decizie și politică, pentru că și sunt diferențe în momentul de jurnalistă. Dacă discutăm de un vot în Parlamentul României, vă întreb ca medic ce ați recomanda, că politicienii știu că se feresc acum. Ca medic, sigur că recomand introducerea certificatului verde într-o variantă care să poată să fie aplicabilă. Pentru că doar o discuție legată de introducerea certificatului, așa cum s-a întâmplat în momentul când a existat o propunere în Parlamentul României, care a fost făcută și prost și târziu, pentru că se referea exclusiv la personalul medical pe de-o parte, a fost făcută practic de vârstul valului pandemic, este de folos pentru sănătatea publică. Pentru sănătatea publică a fost de folos o decizie în luna august, când aveam deja câteva săptămâni de creștere. Ori eu exact asta propun, o introducere a certificatului, când contextul epidemiologic este oarecum stabilizat, nu ajungem la o situație limită și prevenim un nou val 5 care să fie la fel de devastator ca și valul 4. Încercăm această variantă. Să știți că parlamentarii sunt reprezentanți oamenilor din teritoriu, a unor organizații și așa mai departe, ori ei trebuie să fie mandatați de aceste organizații să voteze într-un anumit mod în Parlament și încercăm să găsim o soluție care să fie aplicabilă. Asta este vorba. Mai am o întrebare. În contextul acesta nou, dat de apariția variantei Omicron și de posibila extindere a infectărilor cu Omicron, care e punctul dumneavoastră de vedere când ar trebui să fie certificatul verde, cum să spun, să fie funcțional? El trebuie să fie funcțional cât mai repede din punct de vedere legislativ, adică să poți aplici procedura despre care am discutat puțin mai devreme în orice moment, adică se votează o lege cadru care specifică condițiile de introducere a certificatului și în momentul în care acei parametri despre care discutam sunt realizați, atunci și automat el intră în funcțiune când parametrii de ieșire din situația epidemiologică gravă sunt îndepliniți, se renunță la utilizarea. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să fie valabil, folosit peste tot, adică și în mediul privat și la stat? Absolut. Dacă vrem să obținem un rezultat, trebuie să avem o utilizare universală a acestui certificat. Chestiunea asta cu, adică dumneavoastră credeți că infecția circulă doar în mediul public sau doar în mediul privat, nu există așa ceva. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea ministrul sănătății, doctorul Alexandru Rafila. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.